Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi de dimineață m-am trezit și m-am gândit să mă duc să-mi cumpăr un telefon. Telefonul meu era foarte spart, dar spart rău de tot. Și m-am gândit să mă o să cumpăr un telefon. Ce am făcut? M-am dus, am cumpărat telefonul, am zis că nu o să mai îmi cumpăr un telefon cu un preț destul de mare. Nu o să-l mai cumpăr niciodată, că oricum la mine nu e că durează foarte mult telefoanele astea. Dar nu din cauza mea, îl am pe Davide și întotdeauna trebuie să facă ceva. Tabletele lui la fel, a spart 2-3. Telefoane mie la fel. Și am zis acum o să-mi iau un telefon la un preț mai mic. Ce am pățit? Am ajuns acasă și am umblat la impostațiune. Și ce am făcut? Am dat pe modalitate surdomut, nu știu, ceva de genul. Nu reușeam să-l mai fac deloc, sub nicio formă. După aia video se vedea foarte ciudat. Am stat, am încercat cât am încercat eu acasă. Eu întotdeauna, eu sunt fan Samsung. Orice telefon aș lua, eu mă înțeleg foarte bine cu Samsung. La un moment dat am zis, eu mă întorc acolo, că garantat eu mă enervam și n-are rost. Am zis, lasă, mă duc acolo, așa mi-l fac ei. M-am dus la ei, l-au făcut. Davide, săracul, nu a zis absolut nimic. M-a văzut că eram supărată. Nici măcar n-a îndrăznit să spună, vin cu tine. Ca niciodată a tăcut. Într-un final am făcut telefonul și acum mă duc acasă. Aici este foarte urât, o ploaie, haideți să vă arăt. Uitați cât de urât e afară. Ieri era un pic mai frumos, azi în schimb iar ploaie, iar urât. Nu se mai înțelege nimic din timpul ăsta. Foarte urât. Urât de tot. Acum mă duc acasă, chiar nu știu ce o să facem azi. Poate o să facem ceva dulce. Aseară am făcut niște gogoși. Am vrut să le fac pufoase. N-au mai ieșit gogoșile pufoase. N-au crescut deloc. Ce am făcut? Am pus drojdia în lapte. Și eu am uitat să amestec bine. Am pus laptele acolo, fiind conștientă că eu am drojdie, perfect. În momentul când m-am uitat pe fundul la cratița unde am pus laptele și cu drojdia și zahărul, toată drojdia și zahărul a rămas la fund. Așa că gogoșile noastre au ieșit ciudate rău de tot. Bine. Am pierdut timp degeaba să fac niște gogoși și n-am mâncat nici măcar gogoșile care mi le doream eu. Am făcut cumpărături de dimineață, nu mai aveam nici lapte, nici apă. Am luat și pale. Mâine am la pediatră să mă duc cu Davide, ca să-i dea un certificat să pot să-l înscriu la karate. Mi-au consiliat unde face el terapiile, mi-a consiliat că să facă karate, box. O să-l duc și acolo. Sunt foarte mulțumită că este aproape de casă. Adică ca să-l duc să facă cursurile astea, eu cobor din casă și la 200 de metri este, deci suntem norocoși. Misiune îndeplinită, nu băga mânuța, de ajuns că pui deasupra. Noi o să punem și nuci. Hai! Hai bucătarul, hai! Hai mai repede, hai! Ok, totul pentru... Tăiare, măsare. Da, să tăiem asta un pic de aici.
Ușor, mama, că o să pui asta. Să nu pui mânuța. Nu pune mânuța. Pleacă de aici. Ești mulțumit? Acum ce facem? O băgăm la cuptor, nu? Acum îl băgăm la cuptor. Mulțumim, mami, mulțumim. Tuti, toate nu să zi. Uitați-vă la filmul lui Davide, toți. Tuti. Și o să vă arătăm și pandișpanul făcut de Davide. Era sola și nuci sola. Am pus și nuci. Este foarte fericit Davide. E tu bota. El cântă. E sirito, e serata. Bravo. El a făcut o glumă. Ce glumă ai făcut? Un patti bella. Era vivo patti. E un patti bella. El a făcut o glumă. A spus că o să facem o întrecere. Cine face dulcele cel mai bun. Și acum a recunoscut. A glumit. Vroia doar să mănânce pandișpan. Ia zi. Mă, nu. E questo è un patti. E un party? Sì, bella. Un patti bella. Am înțeles. N-a bivit acesta. Ah, capul meu n-a înțeles, da. Cum ai zis tu lui mami? Cine e mami? Mami, e tu sei. Prima, ce mi-ai de tu? Sei tu. Mami, e? E cum ai de tu? Sei mio amore? Sì, mio amore. Sono tuo amore? Sì. Perché sono tuo amore? Siamo. Ma guardate tutte queste. Dai, pandișpanul lui Davide. Ma queste sono. O să-l tăiem acum. Nu ai voie să pui mâna. Se nuci. Nuci, dar nu ai voie să pui mâna, da? O să-l tăiem, uite acum. Acesta este pandișpanul care și-l dorea Davide foarte mult. Deasupra noi nu am pus zahăr. Deja e foarte dulce. Ce faci, David, de acolo? Taio. Ce tai? Taio questo. Che è quello? Zici ala. Quello con sosso. Kiwi? Kiwi. Kiwi? Kiwi, sì. Ce fa, salata de fructe? Sì. Ne arăți și nouă cum se face salata de fructe? Guarda, queste se può mettere così. Așa. E che questo non va bene? Questo se può... sala? Davide ne face salată de fructe, nu? Sì. Pentru sănătate. Nu, nu mă supere anche. Să nu ne îngrășăm, nu? Dieta. Tu ții dieta? Da, nu mai pune mâna așa pe toată, că nu-i frumos. Ia, te rog frumos, ia șervețel și șterge-te cu șervețel. Ce e ciudat? Nu pot metra. Nu așa, de ce face așa? Nu s-o metre așa. Tu metre così. Păi hai, taie, arată-ne cum să taie. Così? Păi hai, cum se taie? Così. Așa, bravo. Așa, întoarce cuțitul invers. Așa. E così? Da. Trebuia să ții cu mânuța, dar e bine și așa, când tai. Taiam o cuțit. Da, taiem așa. Bravo. Gata, ajunge. Nu face mai mică. E bine așa, Davide? Hai, tai-o pe aia lantă.
Bucățile alea sunt bine așa cum sunt. Hai. Ți-am spus mereu cealaltă mână să țipă kiwi. De ce nu pui mâna? Mie nu poți de pușcare. A, nu vrei să te murdărești? Kiwi. Păi și cum faci tu mâncare? Fără să te murdărești pe mâini? Si. Aaa. Cosi se pune sala. Mm-hmm. Ca să nu te murdărești. Pune și mânuța aia, că nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Ia șervețel și șterge-te. Nu te mai șterge, ți-am spus să-ți iei șervețel. Ține cu mânuța. Nu, uite, îți pui mâneca în kiwi. Ce bucătar ești tu? Ai terminat salata de fructe? Ia pun-o aici jos, să vedem. Pun-o pe masă jos, să vedem cum arată. Ce are mâncarea asta în ea? Cum zici tu? Ce e? Salată de fructe, da? Banane, kiwi, portocale. Nu sunt bune? Normale. Ce să scui? Queste. Se mănâncă alea, mama. Hai să salutăm. Vă mulțumim că v-ați uitat la noi. Nu uitați să ne dați like. Să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Voio il Maria. El vrea să plece în România. Vă mulțumim, la revedere.